Haideți acum să ascultăm și declarația fostului director seriei Eduard Hedvig. Aici în țară e greu să vorbești despre progresele pe care le face o instituție încă percepută de unii ca moștenitoare a securității. Și pe bună dreptate, este greu să credem că am scăpat de fantomele trecutului, mai ales când viața noastră publică este încă dominată de ele. Sigur că SRI a făcut și greșeli, multe, în acești 32 de ani. Să repar greșelile făcute este un proces complicat care cere timp, expertiză și foarte mult efort. Greșeala unui șef afectează un întreg departament, iar adesea majoritatea oamenilor din acel departament sunt oameni de toată cinstea. Să schimb părerile oamenilor despre un serviciu secret este și mai complicat. Încercăm să o facem treptat, dar încă nu este suficient. Câteva dintre ele, făcute înainte de mandatul meu, au fost greșeli importante și cu siguranță criticii mei vor găsi îndeajuns de multe și în timpul mandatului meu. Îmi cer în mod sincer scuze pentru ele, pentru toate, inclusiv pentru cele de dinaintea mea. Eu personal sunt permanent ghidat de dorința de a construi și nu de a distruge. Cunosc păcatele de care este acuzată instituția, unele reale, altele atribuite pe nedrept. Știu și de problemele generate de unii foști lucrători ai SRI, poziționați fie în spate la tot felul de oameni, fie gravitând în jurul companiilor de stat.